Și așa cum am obișnuit, că voi fi singur pe scenă să fie această ediție. Am emoții ca și voi, dar sunt sigur că emoțiile astea vor fi constructive și vă cultura frumoasă ediția aniversară. Iar ca să mai întreagă din emoții ca și vouă, vă invit alături de mine pe Adina Deliu. Chise pe Brașov, merge pe Brașov și vă rog pe Brașov. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Andrei. Și vom scăpa de emoții și vom ajuta toți acești copilași să scape de emoții, mai ales pe debutanți care sunt pentru prima dată pe o scenă. Așa este. Uite că după 10 ani, da, totuși vom avea și debutanți în această ediție aniversară. Și vom vedea cum cresc împreună alături de noi aici, pe scena din Tăuții Mărie Răuși. Vreau să încep întâi cu un rând de aplauze pentru ediția aniversară 10 ani de Lira. Să ne rugăm. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Artist pentru Artă și Lingarte Media în parteneriat cu Primăria Orașului Tăuții Măgherăuși. Mulțumim pe această cale domnului primar Dumitru Marinescu și doamnei director al Casei de Cultură Angela Miclea pentru susținerea acordată prin găzduirea Festivalului Lira în incinta Casei de Cultură Tăuții Măgherăuși. Iar în aplauzele dumneavoastră am onoare de ridic alături de mine pe domnul primar Dumitru Marinescu, în aplauzele dumneavoastră, să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumim! Bună dimineața și bine ați venit la Tăuții Măgherăuși. Sunteți concurenți din toată țara, sper să vă simțiți bine la noi, să fim o gazdă primitoare așa cum ne dorim să fim. Mă bucur că după 2 ani de zile, Festivalul Lira a revenit la Tăuții Măgherăuși și a revenit cu această ediție aniversară, adică 10 ani de Lira. Este o mândrie pentru noi și țin să-i felicit pe această cale pe organizatori. Nu este ușor să organizezi un astfel de festival cu atâția concurenți, dar satisfacția va fi maximă. De asemenea, salutăm în mijlocul nostru prezența unor nume mari ale muzicii românești care fac parte din juriu. Suntem mândri că găzduim la Tăuții Măgherăuși. Una dintre cele mai bune voci din muzica pop-românească a debutat în anul 1987 la Festivalul de la Mamaia. Anul 2001 i-a adus locul întâi la Festivalul Internațional Cerbul de Aur, secțiunea pop, dar și un premiu de popularitate. În anul 2002 a obținut premiul întâi și trofeul pentru cea mai bună voce internațională la Festivalul Discovery în Bulgaria. În același an a câștigat premiul al treilea la Festivalul Universe Talent din Praga. În 2003 câștigă premiul întâi și trofeul pentru cea mai bună voce internațională la Song for Europe Festival din Malta și același loc la Festivalul Internațional Cairo 2003. În anul 2005 câștigă selecția națională și reprezintă România la Eurovision Song Contest. Piesa Alec Micioai, care a făcut În conjurul lumii, se clasează pe locul 3, fiind cel mai înalt loc pe care un artist român l-a obținut vreodată în acest concurs. În premieră, în jurul ediției aniversare, Festivalul Lira, 10 ani, aplauze pentru Luminița Angel! Internațional. A vândut până acum peste 2 milioane de albume în țară și în străinătate. A obținut în anul 2006 la concursul Eurovision cel mai mare punctaj din istoria României, clasând țara noastră pe locul 4. După Eurovision, străinii i-au acordat premii de toate felurile. Cea mai bună voce masculină, Grecia, Cipru, Malta, Suedia. Hitul anului, Grecia, Malta, Cipru, Suedia, Islanda, Belarus, Turcia, Croația, Serbia, Polonia, Ucraina, Bulgaria și Republica Moldova. A câștigat titlul de cea mai bună voce din România în 3 din cei 10 ani ai carierei sale. Este singurul artist român care are 2 stele pe bulevardul celebrităților. Artistul a primit o stea în Malta în 2007 și una în România în 2009. A fost desemnat de 2 ori până acum artistul anului în România și este în top 100 cei mai mari români din toate timpurile. În premieră în juriul ediției aniversare Festivalul Lira 10 ani, Mihai Texariu.
Artiste complexe, o voce specială ce s-a făcut ușor remarcată la nivel național prin participările sale la cele mai importante festivaluri de muzică ușoară din țară, dar și la majoritatea show-urilor TV de profil, atât în calitate de concurentă, cât și ca jurată. Cunoscută în spațiul public ca solistă, interpretă și vocal coach, artista este cunoscută la nivel național ca jurată în emisiunea Cântă acum cu mine, G100 de la Pro TV, finalistă la România au talent, participantă la Vocea României, participantă la X Factor România, finalistă Megastar România, Festivalul Mamaia și Festivalul Calatis. Și cred că festivalurile pot continua. În premieră, din nou, în juliu, ediției aniversare, Festivalul Lira 10 ani, aplauze pentru Cristina Pondo. Absolventa Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică, secția Canto. Artista este cunoscută publicului național ca solista operei române din Timișoara, solista operei naționale din București, instructor vocal la Facultatea de Jazz din cadrul Universității Tibiscus din Timișoara, dar și colaborator al Filarmonicii Banatul din Timișoara. Artista este cunoscută și în mediul online prin canalul ei de YouTube, unde videourile ei cu secrete, sfaturi și tehnici de vocal coaching au adunat peste 3 milioane de vizualizări pe cont. În prezent este fondatoare a grupului vocal Jarvis Musical Voices, o formație care se adresează publicului de nișă, repertoriul lor cuprinzând piese din stilurile musical, pop, opera, operetă și jazz. Revine în cadrul ediției aniversare Festivalul Lira 10 ani. În aplauzele dumneavoastră, soprana Diana Pau.